Eu vă acord tot sprijinul și v-am făcut adresa în direcția asta. Da. Sper să reușim să fie român. Da, român și județul Neamț, că e un program național, conceptul nostru, We Connect, conectăm tinerii nemțeni cu cei la nivel național pentru beneficiu și pentru formarea lor. Mai presus de evenimentele de tineret pe care le organizăm, mi se pare foarte important resursa umană și capitalul uman pe care îl formăm pentru a deveni viitor lider de tineret și viitor lider ai României. Aici Anda, colega din echipă, poate să spună din experiența ei, ea e clasa 12-a, are bacul și lucrează foarte mult și intens la acest program. În principiu, pentru mine a fost o motivație faptul că sunt un elev și văd că tinerii, atât din român, că consideră că și din județul Neamț, nu sunt conectați între ei, în primul rând. Nu sunt conectați cu autoritățile locale, nu sunt conectați cu mediul de business și am spus că apare proiectul ăsta, Capitala Tineretului, și e o ocazie perfectă să conectăm județul Neamț în primul rând, în munca mai apoi să conectăm întreaga România, cum ar veni la zona asta, care mulți dintre ei nu știu despre ea aproape mai nimic, nu știu ce tineri sunt aici, ce oportunități pot dezvolta tinerii respectiv și ce impact puternic putem avea asupra României. Și cred că e un lucru senzațional, că ne-am implicat și că am ajuns în finală și eu îl văd cu mari șanse de câștig proiectul. În orice competiție, dacă nu crezi tu că poți câștiga, nici n-are rost să te prezinți. E foarte important să crezi în ceea ce faci și eu zic că dacă am ajuns în finală, șansele sunt mari să și câștigăm. La Baia Mare va avea loc Gala Tineretului în România, organizată de MTS. Ei au fost anul trecut, nu? Ei sunt în prezent. Sau ei sunt în prezent? Da. Primul a fost Bacău sau cine a fost? Da. Timișoara a început, Bacău, Maramureș prin Baia Mare și anul viitor. Activitățile vor începe din aprilie 2019 până în mai 2020. Da. Și na, plecăm cu mare încredere, mai ales că avem o echipă experimentată, tineri și oameni din domeniul de tineret care au lucrat. Răzvan, ești prezent, poate să spună mai multe despre echipa. Da, avem, echipa. În primul rând, ne-am unit 12 ONG-uri pentru a crea structura fundamentală și reprezentanții noștri acoperă, practic, gama de vârstă la care se adresează programul, de la 15 la 35 de ani. Sunt elevi, așa, colegii noștri mai tineri, noi mai la limita superioară, așa, ca să organizăm cu experiență și cu cunoștințele noastre și trebuie încercăm... Trebuie determinarea și avântul lor doar de experiența da, voastră. Da, exact. Deci trebuia să fie. Asta am zis să nu ignorăm și partea asta. Experiența cu entuziasmul și creativitatea tinerilor, zic că va fi un rezultat foarte bun. Indiferent de rezultat, deja tinerii au câștigat. Da. Suntem prezenți. Să fiți în finală, deja un câștig foarte mare. Dacă vă bateți cu Iașu și cu Brașovul, deja părerea mea că ați câștigat foarte mult. Foarte mult. E un program național și în ghid și cei care guvernează acest program ne-au zis pentru a avea capacitate de implementare să abordăm surse locale, surse județene, surse naționale, să apropiem companiile. Eu din partea județului vă să dea Dumnezeu să și câștigăm, vă susțin și vă sprijin cu tot ce aveți nevoie. Asta pentru că de asta să fiți convinși și să contați pe mine în proiectul ăsta.